De la scosul de cartofi până la ridicat unei drone o să vedeți săptămâna asta în material. Știi ceva despre Dinamo? Orice despre Dinamo? Poate știu o parte din imn. O parte din imn? Dar de ce știi o parte din imnul de la Dinamo? Pentru că am fost acolo și am fost îndrăgostită de un fost fotbalist de acolo. Și tu? Cum mi-a spus mie că a fost. A zis, mă, eu o singură dată am ținut cu Dinamo. Da, A fost o greșeală la tinereții, dacă pot să o spun așa. Iani Zicu îl cheamă pe băiat, a fost îndrăgostită, n-am știut cum arată și ce faci, mă. Zic, cum adică o singură dată? Am fost un pic dezamăgită, dar ce să și faci? Să nu fii foarte sincer la televizor. Ai învățat ce? Te-a pus să înveți imnul? Da. Sau l-ai învățat ca să-l impresionezi? L-am învățat ca să-l impresionez atunci când îl voi întâlni. Și îți dai seama că nu i-am mai cântat când l-am văzut, am făcut așa, pac, și m-am dus. Zici și mie, două versuri. Hai Dinamo, hai Dinamo, ole, 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 o, strigă într-una câinii roșii înfocați. Hai Dinamo, hai Dinamo, ole, 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 o, suntem câini până la moarte adevărați. Doamne, ce fac femeile. Băi, n-ai ce să zici. Pe vremuri se întâmpla și nouă, mai învățau fetele genericul de la Neața. Acum... Hai să începem, ziua bine. Astăzi sunt colegii noștri mai mult înalt și mai mult roșu, am și eu un pic de roșu, pentru că suntem în săptămâna cu mărțișoare și șnururi, să nu credeți că am luat o razna atât de tare. Sau mă rog, am ales